se vorbește despre mai multe victime, nu neapărat despre a treia. Din punctul meu de vedere, această declarație a inculpatului, de data aceasta sinceră, sau cel puțin parțial sinceră, în sensul în care ne-a condus la un cadavru, fie el și incinerat, are scopul de a bloca cercetările. Pe ideea că sunt două fete, dosarul este pornit pe două victime, în momentul în care se poate dovedi că cele două victime sunt decedate, se poate ridica problema să nu se mai sape aici în curte, să nu se mai facă alte cercetări și să stopeze. Din punctul meu de vedere, tactica acestui inculpat criminal, cum vreți să-i spuneți, este ca momentul în care are două victime, cel puțin recunoscute, două pornite pe dosar, există pericolul să închidă cercetările. Uitați, domnule, am găsit cele două victime, sunt decedate, închidem porțile și plecăm iar. Din punctul meu de vedere, acest inculpat este sfătuit într-un mod foarte inteligent din punct de vedere juridic. Deci tot ce spune el are chei juridice foarte fine, pe care pot să le citească procurorii, judecătorii, să-și micească pedeapsa la un 25 de ani, să ducă pe 7, 8 ani, 12 ani și de asemenea pericolul și strategia lui pentru mine este clară. Adică închide cazurile, închide, deci avem două cazuri, dosare pe două cazuri. Le închide, fetele moarte, am închis porțile, am plecat. Aici vor trebui să facă săpături, să vedem, are buncăre betonate, are puțuri, are tranșee, e ceva ca o nebunie. El are o bibliotecă mare de infracțiuni, după părerea mea.